Îmi vine plăcerea da. Să te invit, să ne spui multe lucruri, pentru că nu întâmplător este Ovidiu aici, a venit tocmai de la Oradea. Ovidiu, pentru câți ani ai studiat medicină chineză, sau mai bine zis, 4 ani, a fost fix în la mama lor, acolo, în China, și a studiat la ei acasă și a studiat, iar ceea ce o să vă spună aici este de foarte mare ajutor pentru dumneavoastră, pentru sănătatea dumneavoastră, pentru prietenii dumneavoastră și, de ce nu, pentru afacerea pe care vrem să o construim împreună. Așa că eu mulțumim. Haideți să începem. Mi s-a spus aici pe repede înainte. Să vedem cât putem accesa astăzi. Ceea despre ce vorbim astăzi, elementul de metal, este doar o mică părticică din medicina chineză. Eu am legat-o cât de cât de activitatea noastră a românilor. Adică pentru noi ce ne ajută în momentul ăsta. Și cum ne ducem noi viața în această perioadă. Așadar, elementul de metal reprezintă toamna ca și anul timp. Această trecere este o trecere, să știți, destul de puternică. De aceea acest element este pregătirea pentru un apogeu puternic, pentru elementul de apă care urmează, iarna. De aceea, dacă acum nu facem pregătirea, vom decădea în perioada de iarnă. Deci, pentru noi, ca să înțelegem, această mare pregătire de toamnă o facem expre pentru iarnă. De aceea, uitați-vă, chinezii ne spun așa. De exemplu, dacă ești dispus la schimbări, ești dispus la orice. Deci, toamna trebuie făcute schimbările. Ce facem noi toamna? Pregătim totul, nu? Pentru conservare, pentru iarnă. E corect, e un proces corect. De aceea, de exemplu, eu v-am notat aici, nu știu dacă v-ați gândit vreodată de ce sunteți mai triști toamna. Știți de ce? Pentru că rolul principal l-au plămânii. Iar emoția puternică care este legată de acest organ se numește mâhnire. Dar dacă ducem viața ușor, trecem ușor peste acest sentiment. Deci nu e complicat. Da? De aceea, de exemplu, vedeți, sarcina lor este de a distribui lichidele în organism pe prim plan. Foarte multă lume crede că rinichiul distribuie lichidele. Nu, e plămânul. O să vedem astăzi de ce. Este extraordinar de esențială activitatea lui. Pe de altă parte, gândiți-vă, este responsabil pentru prelucrarea oxigenului, pentru starea vocii, a laringelui. Deci toate aceste lucruri, el trebuie să le facă zi de zi, minut de minut, secundă de secundă. Așadar, acest element de metal, după cum îl vedeți, aceasta este reprezentarea lui. Deci, în primul rând, anotimpul este toamna, organul yang, deci cel puternic care dirigează, este intestinul gros, organul yin este plămânul. De ce este plămânul, organul yin, exact în perioada lui? Pentru că el este cel care suferă în această perioadă. Cine îl domină? Organul yang, intestinul gros. Da? Respectiv, sentimentul, v-am spus, este mâhnirea. Culoarea este albă. Culoarea albă se referă la hrană. O să vedem imediat. Sunetul este plânsetul, gustul usturător, mirosul este clocit, deschiderea este nasul, deci ca organ de simț. La ce folosim noi nasul? La miros, bun. În afară de asta, ce mai face el? Nasul, în primul rând, este primul organ care termoreglează organismul. Doi la mână. El este cel care reglează densitatea aerului. Iar trei la mână reglează presiunea. Să nu uitați acest lucru. Atât de important. Abia după aceea urmează virosul și restul. Deci asta este primul factor esențial care ne sprijină și ne ajută în această viață. Respectiv, țesutul este pielea și părul. Adică toate reflexiile în această perioadă, unde merg mai puternic, spre piele și spre părul. Da? Deci dacă, de exemplu, o să observați că încărunțiți mai mult toamna, să nu vă mirați de ce, sau că vă cade mai mult părul, la fel. La fel, erupțiile care apar la nivelul pielii. Știți ce ne spuneau chinezii? În primul rând, să luăm așa, pielea este cel mai mare organ pe care îl avem, nu că n-are altul mai mare. De ce este ea importantă? În primul rând, 70% din informațiile care ne înconjoară le transmite pielea, acest tegument. Gândiți-vă dumneavoastră dacă acest senzor care avem aici
nu transmit corect tot ceea ce este afară, de la presiunea aerului, densitate, luminozitate, temperatură, microunde, nivele herțiale, ultraviolete, toate trebuie să le transmită corect. Iar gândiți-vă, dacă nu le transmite corect, ce face șeful? Ați văzut? De aceea pielea trebuie să lucreze bine. De aceea nu este bine nici dacă avem ten uscat, nici dacă e uleios, nici dacă e gras. Deci tenul trebuie să fie normal. Da? Și trebuie să fie stabil. Pe de altă parte, pielea, închipuiți-vă, este organul care distribuie informații spre trei sisteme. Sistemul digestiv, urinar și respirator. Tot aici avem 70% din imunitate. Ați gândit vreodată? Ia închipuiți-vă dacă avem tenul gras, porii pielii sunt deschiși. Da? Să nu vă mirați de ce ne îmbolnăvim foarte repede în acest moment. Dacă un nene strănută la 50 de metri, deja bacilul a intrat. Da? Foarte simplu. La fel, dacă este invers, dacă este uscat, este închis complet. Deci nu mai reflectă nimic. De aceea este bine să avem grijă de piele. Cum putem avea grijă de ea? Ce facem noi de obicei? Spălăm. În primul rând ne spălăm, nu? Corect. Dar pielea, când se curăță ea? Coperie, ceva. Când stăm într-o cadă cu apă. Și doar atunci. Pielea ce este ca și haina. Dacă nu stăm la muiat, nu este mizeria, nu este toxinele. Corect? Omul de când e pe această planetă a stat în ocean, în mare, nu știu, în lac, în ciubăr, în ciobut. Și noi ce facem astăzi? Duș. Așa, ați văzut? Da, da. Și ce face dușul? Vă dă doar o iluzie. Face minunat. Este efectul apei. Da? Ce face apa? Diminuează orice miros. Deci dacă nu mai simțim mirosul, credem că suntem curați. Ați înțeles? Deci trebuie să stăm în apă. Dușul este doar o iluzie. Și a fost una dintre cele mai proaste invenții, din păcate. Respectiv, climatul este arid, procesul recoltării, iar direcția este vestul. Așadar, alimentele benefice în perioada de toamnă, v-am spus, tot ce este deschis la culoare spre alb. Da? Deci toate aceste alimente sunt extrem de benefice în toată perioada toamnei. Sunt alimentele care sprijină activitatea intestinului gros și a plămânului. Da? Și le găsim peste tot. Cred că nu e nevoie să vivem și eu, da? Sunt ușor de observat. Respectiv, activitatea plămânilor este extrem de importantă. Avem o grămadă de lucrușoare care le utilizăm de când ne știm și noi, nu? Ce am moștenit de la strămoșii noștri. Un ceiuț, un usturoi, știm cum trebuie ajutat. Nu e mare lucru. Trebuie menținut. Numai că, din păcate, în ziua de astăzi luptăm cu mai multe. Gradul de poluare, directă și indirectă, a crescut față de bătrânii noștri de 10 ori. Și poate am zis așa un prag mic, ca să nu ne speriem. Deci ideea este că ar trebui să avem un pic grijă. Eu v-am trecut aici 5 probleme cel mai des întâlnite la noi în țară. Da? Prima este legată de pneumonie. Da? Pneumonia este produsă de câte un streptococ. Sunt mai multe tipuri de streptococi, e foarte ușor produc această problemă. Problema cea mai mare este când se adună acest fluid în acești mici săpuleți pulmonari, care se numesc alveole. Și din momentul ăsta, sigur că da, tot ce înseamnă respirație scade în capacitate. O altă, bine, este tratabilă, știm foarte bine. Da? Dar este de durată. O altă problemă des întâlnită este astmul bronșic. Cred că îl cunoaștem. Este de două tipuri. Este cel care este format la copii și cel care este format la adulți. Respectiv, problema cea mai mare care este aici? Obstrucția care se produce pe zona de bronhi, pe bronhiolile acelea mici. Din cauza aceasta, de exemplu, aerul pătrunde foarte, foarte greu. De aceea trebuie să utilizăm anumite obiecte care ne ajută puțin mai rapid ca să facem o deschidere mai mare, să respirăm mai ușor. Da? Sigur, în acest moment putem să discutăm inclusiv și de alergii, da? Care pot să ducă în această direcție. De aceea,
e bine pe cât posibil să evităm zonele prea poluate. Pe cât posibil. E greu de zis. O altă problemă este bronșita. Da? Și de obicei bronșita cronică, care și ea la rândul ei, după cum vedeți, la baza plămânului adună lichid. Iar din această cauză, bineînțeles, la fel, respirația este obstrucționată. Deci respirăm din ce în ce mai greu. Pe lângă toate aceasta, dacă, de exemplu, nu reușim să eliminăm și tusea respectivă la timp, problema se agravează. Pentru că intrăm mai departe în infecții. Da? Și dacă vorbim de infecții, vorbim de tuberculoză. Da? Care este la fel frecventă la noi în țară. Eu ceea ce v-am notat aici este statistica din 2013, din păcate mai proaspătă nu am. Adică nu avem în țară, aici e problema. Deci asta înseamnă 130 de persoane la 100.000 de locuitori. Destul de drastică. Ceea ce n-ar fi normal să fie așa ceva în ziua de astăzi. Ar trebui să fie eradicată complet. În mod normal. Din păcate mai avem o grămadă de cazuri. Sigur că da, cel care a studiat cel mai mult a fost Robert Koch. În toate studiile lui a studiat foarte mult acest bacil, de ce produce această inflamație, care duce mai târziu la probleme severe. Și să știți că la capătul doctoratului tot deschis a rămas. Deci nu s-a găsit răspuns. Din păcate. Și sigur avem ultima parte, care se numește cancer pulmonar. Când vorbim de cancer pulmonar, să știți că el nu se produce direct doar pe plămâni. Această problemă se formează indirect, adică dintr-o metastază provenită din altă zonă. Deci cele mai mari studii care s-au făcut la acest nivel au dovedit deja acest lucru. De aceea, când se ajunge aici, în acest moment, avem nevoie de un transplant de organ. Dacă avem norocul să-l primim la timp. Dacă nu, ajunge mai repede la garsoniera de stejar. Da? Bun. Avem aici o grămadă de plântuțe care ne sprijină activitatea plămânilor. Plântuțe care se folosesc la noi de secole. Eu aș zice să nu trecem așa de ușor cu vederea peste ele. Sunt foarte benefice atât sub formă de tinturi, cât și sub formă de celuțuri. Da? Deci foarte ușor utilizabil. Eu vi l-am trecut în ordinea care se utilizează de obicei. De aceea, de exemplu, rădăcina de lemn dulce este cea mai utilizată. De ce? Pentru că pur și simplu ne ajută ca să eliminăm cu mult mai rapid tot ceea ce înseamnă depuneri. Da? Avem potbalul, care lucrează, după cum observați, de la bronșite până în asp, până în silicoze. Da? Și ne ajută ca să curățăm aceste zone. Ne ajută ca să nu se fibromatozeze acest țesut. Avem cimbru, care îl cunoaștem toți. Da? Folosit des, deci fără probleme. Ceea ce este important la aceste ceiuțuri, ceea ce trebuie dumneavoastră să rețineți în acest moment, este să-l consumați proaspăt. Legea fundamentală a ceaiului este băut proaspăt și cald. Atunci când îl facem. Ceaiul rece este o travă. Ceaiul reîncălzit este și mai mare o travă. Deci doar proaspăt. Mare atenție. Da? În loc să ne facem bine, ne facem invers. De aceea este, e bine să respectăm. Este valabil și în cazul ceiului metabolic de aici? Este valabil în orice tip de ceai. De ce? Asta e legea fundamentală a ceaiului. Două, trei ore nu? Oxidează în primul rând. Sigur că da. Oxidează. Sigur că da. Nu mai că se oxidează. Se produc și anumite reacții adverse. Pentru că acolo sunt o grămadă de substanțe, da? De aceea se bea proaspăt. Chinezii spuneau cât mai cald. Bine, să nu ne frigă pe lică, dar cât mai cald. Da? Cât mai cald. Da? Deci avem o droaie de plântuțe care ne ajută pe aceste zone. Unele dintre ele o să le găsim și în produsele noastre. Avem aceste zone emoționale în perioada de toamnă. Și aici uitați-vă ce ne spune. Toate afecțiunile pulmonare,
păstrează deseori jale reprimantă, necazuri, supărări, frică de a simți plăcerea și bucurile vieții. Adică oamenii care se închid, toți vor face probleme grave de plăcut. Ați înțeles? Toți. De aceea nu e bine ca să ne producem singuri aceste probleme. Uitați-vă, de exemplu, bronșita se declanșează într-un mediu familiar foarte tensionat, când începe să apară inclusiv frica de moarte. Automat o declanșează. Astăzi, aceste lucrușoare mai mult sunt aduse din medicina germanică, poate ați auzit. Hammer. Așa, Hammer, exact. Dar el de unde a preluat? Din medicina chineză. Medicina chineză are mai multe ramuri. Asta este doar una dintre ele. Da? Cauzele spirituale, de unde pornește problema. La fel, uitați-vă, constipația, atașament, posesivitate, refuz de debarasare. Toți acești oameni vor fi constipați. Nu vor să schimbe, domnule. Și la față. Da? Nu vor să schimbe. Și dacă țin, țin în ei. E clar? Deci trebuie să facă pasul ăsta. La fel, uitați-vă, intestinul gros. Nu înțelegem lecție de evoluție. Noi evoluăm tot timpul. Mergem înainte. Toți cei care rămân în urmă vor avea probleme serioase la nivelul intestinului gros, să știți. Și nu doar. Inclusiv și pe cel numit intestin subțire. De aceea e bine, pe cât posibil, să nu ajungem acolo. Să ținem pasul cât putem. Da? Urmează acest intestin gros. Intestinul gros este cel mai asaltat organ care îl avem în organismul nostru de către toxine. La cea mai mare cantitate de toxine se depozitează, din păcate, în intestinul gros. Iar aceasta poate să ducă la o droaie de probleme. Eu, la fel, vă arăt aici câteva care sunt mai frecvente la noi în țară. Una se numește diverticuloză. Una dintre aceste probleme, când începe, da, o creștere spre exterior, da, acestor mici lupi. Aceștia o să numi mai târziu polipi. Da? În termen popular. Ei se numesc diverticuli. Problema este, toate aceste toxine care stau foarte mult timp blocate în aceste zone, dezvoltă o droaie de neplăceri. Dacă nu sunt tratate la timp, ne scurtăm viața chiar și cu 20-30 de ani. Toate aceste lucruri s-au dovedit deja, nu mai e să semnă întrebări. Cândva încă erau, astăzi nu mai sunt. Vă spun, toți medicii legiști astăzi ne spun un lucru extraordinar. 70% din cauzele principale ale mortalității provin din zona intestinului gros. Da? O altă problemă este ocluzia intestinală care ne pune capăt. Slavă Domnului, ea este puțin mai rar întâlnită. Este datorată, în primul rând, de la hrana prea procesată, termic. De la semi-preparatele care le consumăm. De la o apă care nu are calitate. Da? De la respirație. Pentru că astăzi ieșim pe stradă și ce respirăm? Faceți-vă numai un test să vedeți ce respirați. Avem o droaie de metale grele care pătrund în mâini. Da? De la plumb, de la ștronțiu, cadmiu. Da, avem, adunăm destule. Respectiv, colonul iritabil, care iarăși este foarte, foarte frecvent, mai ales în rândul tinerilor. Datorită acestor alimente, da? Foarte rapid pregătite. Da? Chimizate nici nu mai vorbim. Deci este una dintre problemele care sunt cel mai des întâlnite. Iar aceste inflamații mai târziu pot să ducă inclusiv până la boala lui Crohn. Adică când acea zonă nu mai funcționează deloc. Și atunci nu avem încotro decât să căutăm medicul chirurg. Da? Să ne scoată bucata aia afară, care nu funcționează. Și sigur că da, ultima parte este tumoarea
care se produce pe zona intestinului gros. Și eu vă spun aici, în această omenire care există pe această planetă, există două tipuri de oameni. Și alții să știți că nu există. Oamenii care își fac detoxifiere și oamenii care nu își fac detoxifiere. Asta e toată diferența. Cei care își fac detoxifiere o duc cu mult mai bine față de ceilalți. Asta e toată diferența. Eu ceea ce vă pot spune, avem două perioade în an când ar trebui să o facem cu adevărat. Primăvara și toamna. Una este perioada în care ne aflăm acum, toamna, și una este primăvara. Da? Când ne pregătim exact pentru cele două apogee. Da? Maximul de yang și maximul de yin. Da? Dacă aveți asemenea simptome, gândiți-vă la zona de intestin. Da? Oricare o simțiți dintre acestea, automat gândiți-vă aici. Acestea sunt doar simptomele. Ele nu ne spun gravitatea problemei. Pentru asta trebuie efectuată o colonoscopie. Dacă vrem să vedem cum stăm cu situația. Dar asta ne dă de știre să avem grijă pe această zonă. Și sigur că da, avem și o droaie de paraziți. Bine, și aici v-am trecut doar câțiva. Mulți. Avem mulți. Ca la muntă. Știți cum e? Din păcate, când venim pe lumea asta, venim și cu un bagaj de paraziți cu noi. Și îi ducem cu noi de la naștere până la moarte. Avem 1435 de tipuri de paraziți în corpul uman. Dar avem ceva ce îi ține sub control. Se numește sistem imunitar. Aia e foarte important. De aceea, de exemplu, să nu le dăm șanse să se dezvolte. Ei când se dezvoltă cel mai ușor? Când găsesc mediul prielnic. Care este acest mediu? Căldură puternică, aciditate crescută, da? Sau lipsă de conducție. Da? Acea bioelectricitate. Foarte important. Mai ales la foarte mulți lipsesc sălurile de bază. Am uitat să mai mâncăm normal sărat, cum se mânca cândva. Da? Și acum chiar din contră. Mi se mai și indică regimuri hiposodate. Pentru că avem anumite medicamente care pot să producă probleme. Ați înțeles? Mai că știți ce înseamnă sarea? Dacă tot am ajuns aici. Nu știe nimeni? Aveți că o formulă chimică? Nu, să înțelegeți efectul. Organul care se ocupă de sare se numește rinichi. Da? Deci avem rinichiul. În rinichiul ăsta nostru avem un vas de sânge, da? Care aduce sângele pur și simplu în interior, ca să-l spele, să-l curețe. Da? Rinichiul este împărțit în două părți. Are o parte internă și una externă. Pe zona externă se găsesc acele uzine de purificare. Ele sunt multe. Multe, multe. Sângele acesta al nostru trece prin ele. Da? Și fiecare are câte o cale care substanțele, da? Care sunt găsite în sângele nostru, le depun deoparte, iar celălalt îl lasă să iasă și merge mai departe. Toate sedimentele care rămân, ce fac ele? Merg printr-un alt canal, ajung în vezica urinară, asta nu dă sens mai departe, e peste 18 ani, și se elimină. Deci, ce face rinichiul nostru? Separă și reintroduce. La o persoană de 70 de kilograme, asta a fost calculată ca și standard, rinichiul nostru odată la 4 ore, prelucrează 250 de grame de sare. Odată la 4 ore. Cât prelucrează într-o zi? 1,5 kg. Dar de unde le ia așa? Că nu există așa. Ați văzut? De unde atâta sare? De unde? Din sângele ăsta care îl aduce. De acolo. Și dacă nu se mănâncă sare? Gândiți-vă dacă nu are.
Fără acest electrolit nu se produce cel mai important lucru din corpul uman, se numește electroliză celulară. Și dacă nu se produce electroliza celulară, cum veți avea curent electric? Cum va funcționa pielea? Cum vor funcționa glandele? Cum va funcționa inima, pericardul, creierul, sistemul nervos, central, periferic? Cum? Se și dorește chestia asta. Ați înțeles? Și vom avea oameni care așa vor merge pe stradă. Cum e să trăim așa? Mai vine o întrebare. Câtă sare? La 20 de kilograme corp. Un litru de apă și un gram de sare. Asta e rețeta. E simplu. Deci la 20 kilograme corp, un litru de apă și un gram de sare. Vine întrebarea de care sare să consum, nu? Himalaya. Ia uitați. Noi aici ce se găsește la noi sunt cam patru tipuri. Prima este sarea iodată. Sarea iodată are 21 de elemente. Și sigur că are și o cantitate foarte mare de iod. În România, per kilogramul de sare iodată se găsește 43 de micrograme de iod. Asta e oficial. De pe vremea noastră. Nu e în regulă. Avem sarea de mare. Sarea de mare conține 51 de elemente. Avem sarea de Himalaya. Sarea de Himalaya are 84 de elemente. Mai avem încă una. Se numește sare de ocnă. Sarea de ocnă are 92 de elemente. Și este cea mai căutată pe plan mondial. Și se găsește doar în ocnele din regiunea Carpato-Danubiano-Pontică. Eu am de pe aici. Aici. Așa. Aici unde se găsește. Ați înțeles de ce? E bine să știți câteva aspecte care vă ajută în viața asta. Deci sarea este esențială. Când rămânem fără acest electrolit vital, pierdem din păcate activitatea acestei vieți. Chinezii ne spuneau, energia este obținută din trei lucruri. Din aer, din apă și din nutriție. Ea este condusă de două părți. Unul se numește spirit, celălalt se numește suflet. Dar noi le cam încurcăm, credem că unul și același. Da. Mă bucur dacă mă încurcați. Ele cum funcționează? Pe baza calității săi. În sarea noastră de ocnă se găsesc două elemente care sunt foarte greu de găsit altundeva pe planetă. Unul se numește germaniu activ. Da? Foarte important. Și mai ales că se găsesc aceste elemente sub formă coloidală. Deci le primim, cum să vă spun, pe tavă. Deci automat. Noi de multe ori aceste elemente le putem numai prin prelucrarea ce face plantele. Numai așa ajung sub formă coloidală. Că altfel nu le putem lua. Și aici, cristalele acestea sunt exact așa făcute de mama natură. Nu știu cine le-a făcut. Nu știu. Ceva de sus. Da. Dar le-a făcut bine. Da? Iar celălalt este acest seleniu, care este foarte important. Esențial. Da? Deci, sunt două elemente cheie. Și le avem aici, la noi, acasă. La mine, de multe ori, vin oamenii și spun, dar, domne, nu știu, nu mai găsesc sarea. Cum să nu găsești? Du-te la veterinar, domne. Știți? Acolo se găsesc bulgări care se dau la oi, la vaci. Păi, sunt numai lupți din mină. Și e mare lucru. Mergi acasă, spargi cu ciocan o bucățică, ai un mojar și uite, ai ce mânca. Da? Știți, la noi, la toată lumea, se spune, atenție la sare. Produce hipertensiune. Produce probleme. Păi, dar acum, sincer, când se pune bulgările acolo în pădure, nu? La căprioară și la mistrețul ăla. Stă cumva doctorul lângă el și spune, bă, ai grijă. Cu cerușul e câtă linci. Că vezi că faci hipertensiune. N-a făcut niciodată. Știți că la țară, în momentul în care vaca fată mânzul. Așa. Deci eu știu de la bunici asta. Corect. Îi se dă sare că nu stă în picioare. Așa nu este. Se ridică. Da, așa este. Da. Exact. Deci este un element vital. Aici avem reflexia coronului.
Această reflexie pe fiecare zonă care este mai afectată de pe colonul nostru va afecta acel organ. De exemplu, dacă este pe zona ascendentă inferioară, afecțiunile tiroidiene și hepatice se produc instantaneu. Dacă este pe zona centrală, apar afecțiuni pulmonare și cardiace. Dacă este pe zona superioară dreapta, apar afecțiuni de stomac. Și cum mergem în jos, vedeți? Afecțiuni renale, ale vezicii urinare, respectiv prostată sau, la Doamne, da? De ovare. Deci trebuie să avem grijă de această zonă. Este o zonă foarte sensibilă. Noi, de exemplu, când ne constipăm, ce facem? Laxative. Laxative. Ce fac laxativele? Dependență. Nu. Da. Nu produc dependență. Asta nu. Dar produc altceva. Gândiți-vă ce fac laxativele. Acea apă care o mai aveți dumneavoastră în țesut, în spatele colonului, deschide canalul ca acea apă să pătrundă ca să scoată bolul alimentar. Și rămâneți și fără apa aia. Deci toți oamenii care nu bea suficientă apă să vă intre în cap, se vor constipa. Deci apa este vitală. Nu se poate fără ea. Eu v-am trecut aici și canalele colectoare pe aceste zone și cel mai important este canalul plămânului, care începe, după cum vedeți, de la degetul arătător, da? Deci este foarte important de aici, de la colțul lui, începe acest canal. Iar el, chinezii, îl măsoară din 3 în 3 degete. Găsiți următorul punct. Da? Din 3 în 3 degete. Și găsiți până la capăt. Respectiv, dacă doriți doar de pe zona de mână, aici găsiți plămânul, iar dincoace găsiți intestinul gros. Vedeți? Sunt unul lângă celălalt. Ei sunt frate și soră. Da? De asta v-am spus. Intestinul gros este yang, plămânul este yin. Ei sunt frate și soră. Dacă unul se îmbolnăvește, fiți sigură că urmează celălalt. Așadar, apa, ferească Dumnezeu să lipsească. Cine are cea mai multă apă? Creierul. Lămânii. Așa credeți dumneavoastră. Creierul are nevoie. Lămânii. Da? Deci cea mai mare cantitate au ei. V-am spus la început. Ei sunt organul care distribuie apa. Poate ați uitat deja. N-ați uitat. Deci de aceea are cea mai mare cantitate de apă. Da? Și la fel, închipuiți-vă, și oasele noastre are 22% apă. Da? Este zona de unde o scoate cel mai rapid și din piele. De aceea suferim pe aceste zone cu mult mai ușor. De aceea pierdem elementele vitale. Depozitul elementelor vitale unde se găsește? În oase, nu? Logic. Bun. Avem și un foarte mare ajutor în perioada aceasta de toamnă, dat de către cristale. Da? Cristalele se folosesc de când e omul pe pământ. Ele sunt cele care ne ajută să ne amplificăm informația pe o anumită zonă. Eu vi l-am pus aici cele care ne ajută cel mai rapid în această perioadă. Primul care îl vedeți aici, cameolul, este cel care vă ajută pe zona de intestin gros. Da? Este foarte benefic. Și este bine să-l purtați la dumneavoastră. Atenție foarte mare, cristalele nu se dau împrumut. Vă ia amprenta dumneavoastră și pe dumneavoastră vă va ajuta mai departe. Dacă le împrumutați, pierde. Trebuie din nou curățat, sigur. Exact. Pirita lucrează foarte, foarte bine pe zona de splină și intestin. Avem obsidianul negru, care lucrează pe zona de plămân și rinichi. Da? Avem granatul, care lucrează pe splină și intestin. Avem sungitul, care atâta s-a vorbit despre el, dar foarte multă lumea a vorbit despre el, dar în esență foarte mulți îl foloseau greșit. Acesta este un cristal care menține inclusiv temperatura corpului. Purifică. De aceea este foarte util pentru aceste zone. Și avem chardonixul care ne ajută pe zona de circulație pe aceste zone. Da? Sunt foarte ușor de utilizat. Și dacă e foarte micuț,
ceea ce este important să facă contact cu pielea. Da? Degeaba țineți în poșetă că nu o să vă ajute. Deci trebuie să facă contact cu pielea. 24 din 24 îl lipești cu scoci, îl pui în... Nu neapărat. Puteți să-l puneți sub formă de brățărică, sau ineal, sau lănțișor, sau nu știu. Deci 24. Se găsesc peste tot, nu-i ceva ieșit din comun. Și sierțile. Deci 24 din 24. E bine să-l purtăm, da. Respectiv, de multe ori vine întrebarea de ce produsele vienți, nu? De ce tocmai acestea? Că sunt 11.000 de firme în lumea asta, care produc tot felul de lucruri. În primul rând, trebuie să știți că aceste suplimente sunt făcute toate pe baza rețetelor care acest popor chinez le-a obținut în atâția mii de ani. Unul la mână. Doi la mână, sunt substanțe pure naturale. Nu conține absolut nimic sintetic. Nimic. Acționează ca și catalizator pentru sistemul imunitar. Față de alte substanțe care sunt foarte greu de găsit la acest nivel. Respectiv, nu cauzează niciun efect secundar. Ne ajută foarte rapid organismul în a se reface. Da? Deci repară toate acele zone care sunt o problemă, care sunt defecte. Și respectiv, sunt singurele din lume care îndeplinesc aceste trei criterii fantastice. Sunt parafarmaceutice, deci sunt capabile să înlocuiască medicația alopată. Sunt eubiotice, sprijină protozoarea celulară, că fără asta zero informații. Și trei, sunt bioactive, adică conțin toate substanțele nutritive celulare. Da? Deci, să aveți trei în unu, nu găsiți nicăieri pe planetă. De aceea chinezii au fost deștepți. De ce au fost ei deștepți? Pentru că toate le-au apărat sub formă de brevet internațional. Deci ori îl cumperi de la el, ori n-ai dreptul de fabricație pe românește. Da? E simplu. Așadar, haideți să luăm pe primul care ne ajută foarte mult în această perioadă, se numește chitosan. Chitosanul este o fibră de origine animală, obținută din extractul carapacei crabilor roșii. Da? Ce îi vedeți acolo în imagine. Această substanță, numită chitină, se ține la fermentat. Când ajunge la 70% în fermentație, atunci se extrage această substanță. Aceasta se numește chitosan. Această fibră este un hexapolimer activ, îi se spune. De ce îi se spune așa? Pentru că are cea mai mare capabilitate de a absorbi orice tip de toxină găsită în corpul nostru. Asta este un lucru fantastic. Gândiți-vă, produsul ăsta când intră pe zona de stomac, vă reglează acidul din stat. Când ajunge pe intestin, vă culege tot ce înseamnă grăsime. Da? Tot ce înseamnă surplus de colesterol, de trigliceride. Când intră în sânge, închipuiți-vă, începe să curețe vasele astea de sânge. Și este una dintre substanțele care sunt destul de rare, care poate să lupte cu o substanță care se găsește pe vasele noastre, care se numește fibrina. Da? Știți ce produce fibrina? Trombi. Ați auzit de ei? Tromboflebită. Tromboză. Da? Culege această substanță. Ne ajută să înlăturăm radionucleizii, metalele grele. Deci substanțe foarte greu de scos din corpul uman. Sunt oameni care, de exemplu, se contaminează cu asemenea element greu în copilărie și îl duc cu ei, nu știu, toată viața. Și toată lumea. Da? Deci gândiți-vă ce există în acest chitosan. Asta este ca și uz intern. Dar acest produs este utilizat și ca uz extern. La orice mi se întâmplă, o arsură, o plagă, indiferent, utilizați-l și ca uz extern. E foarte eficient. La doamne, când dau tenul foarte uleios sau foarte gras, loțiune de chitosan pentru zona de față și de corteu, dacă vor să fie frumoase. Da? O să vedeți cât de eficient este. Lucrează foarte, foarte ușor. S-au făcut mii și mii de experiențe cu acest chitosan. Eu vă spun că cele mai multe le-au făcut rușii și japonezii. Da?
Iar rușii, în tratamentele, de exemplu, pentru arși, a dat niște rezultate extraordinare cu acest produs. Căutați-le pe internet, că se găsesc toate. De la copii cu arsuri de până la 90% pe corp. Reveniți cu chitosanul în câteva luni de zile, domne. Deci ca și cum ar fi o minune. Extern, chitosan. Extern, sigur. Pe americanii dau la soldați astea cu chitosan. Pansamente da. Cu chitosan. Așa este, corect. Da. El are foarte multe utilități, chitosanul în sine. El se utilizează și în industrie, și în agricultură, și în, ce să vă spun, în armată. De exemplu, izolația motorilor la submarine este făcută cu chitosan. Ca să nu se audă. Da? Bine, de mult. Deci sunt foarte multe locuri în care se utilizează acest produs. Cum trebuie să-l administrăm? Că asta e foarte important. O capsulă la 30 de kilograme corp. Deci asta e bine să știți. Deci dacă aveți 60 de kilograme, două capsule. Dacă aveți 90, 3. Dacă aveți 120, 4. Deci deodată. El se administrează dimineața la trezire pe stomacul gol și seara la culcare pe stomacul gol. Cu multă, multă, multă apă. Să nu uităm de apă. Vorbim de o fibră. Iar fibrele fără apă nu pot munci. Da? Deci foarte important. Deci cu un pahar mare de tot de apă. Respectiv, avem spirulina. Un alt produs de evită. Spirulina este obținută dintr-o algă, se numește Spirulina plantensis. De obicei, din Pacificul de Sud se extrage. Iar ceea ce a dovedit această spirulină a fost un lucru fantastic de mare. Să știți că a primit deja denumirea de alimentul secolului 21. Pentru că este foarte, foarte complexă. Da? Deci, pe lângă fibrele respective, da? Conține o sumedenie de substanțe nutritive. Printre care, trebuie să știți, spirulina este singura care are până la 40 de minerale, doamne. Extraordinar. Are o cantitate foarte mare de fier. Care ne ajută. Da? Mai ales în procesele de respirație celulară. Apel lângă vitamina C. Foarte importantă. Respectiv, este o sursă foarte bună de vitamina E. Dar nu acest alfa-tocoferol care îl cumpărați dumneavoastră de la Plafar. Da? Ce este gamma-tocoferol. Deci este exact cea mai esențială de care are nevoie nenea asta și acum. Da? E atât de important. Respectiv, menține un reglaj foarte bun la nivelul grăsimilor. Da? Știm foarte bine, în ziua de astăzi, introducem în organismul nostru o grămadă de tipuri de grăsimi trans. Care sunt nocive, din păcate. Da? Din asta, de exemplu, se construiește o droaie de lanțuri de colesterol cu densitate joasă. Care ne pot duce spre deces. Sigur, că o anumită cantitate avem nevoie și din astea. Dar să nu treacă pragul. Atunci e problema. Pe de altă parte, este un produs antialergic. Gândiți-vă câți oameni nu suferă de vreun tip de alergie în ziua de azi. La câți le-a spus să ia spirulina? Nu pentru. Spuneți-le, liniștiți. Este foarte benefică. Cât timp e bine să luăm? Până la capăt. Tot timpul, da? Doamne, până la capăt. Nu. Este în funcție de problemă. Că de multe ori vine întrebarea în cât timp se reface respectivul. Nu există termen. Gândiți-vă că fiecare dintre noi suntem unicați. Cum putem noi să spunem așa ceva? Nu putem. Dar să o facem până la capăt. Deci pentru noi. Deci pentru noi, pentru întreținere, de exemplu, se administrează de 3 ori câte o capsulă pe zi, înainte de mese, cu jumătate de oră. Preventiv. Foarte simplu. Da, preventiv. Dacă o luați înainte de masă, cu jumătate de oră, vă garantez că nu o să vă îngreșați niciun miligram. Dacă o iei după 2 ore, cu dacă o luați după sau în timpul mesei, atunci e problema. Dar înainte de mese, niciodată. La fel, spirulina necesită apă, să nu uitați. Da? Vorbim de o fibră vegetală. Avem icanul. Nu știu cât s-a vorbit despre el pe aici. Poate prea puțin. Pentru că, după cum am înțeles, la nivelul vânzărilor la ican este foarte jos aici, zona asta.
nu înțeleg de ce. Chiar aici am gândit cel mai mult vreau să fie. Chicanul este bun în foarte multe. În primul rând, gândiți-vă ce are la bază. Ce are la bază? Are, în primul rând, gimnostema pentafilul. Da? O liană foarte puternică. Cred că de ginseng toată lumea a auzit, nu? Ginsengul are în compoziție 24 de saponine ca substanțe de bază. Da? Deci cele care curăță în profunzime. Ginostema are 84. Da? Deci este de 4 ori mai puternic decât ginsengul. Unul la mână. Trebuie să știți că această plantă au folosit-o chinezii foarte mult timp. Inclusiv în război de 200 de ani. Dacă nu era această plantă, poate astăzi nu mai avem această ani. Nu mai aveam chinezii. Deci îi datorează foarte mult acestei plantuțe. Crește vitalitatea și mai face încă un lucru foarte important. Ajută în refacerea oxigenării celulare. Foarte important. Pe de altă parte avem carotenoizii. Da? Care iarăși sunt niște substanțe antioxidante destul de puternice. Le cunoaștem și noi, că și la noi sunt. Da? Că nu e ceva ieșit din comun. În schimb, avem polifenolii obținuți din frunza de ceai verde. Și doar polifenolii. Da? Aceste substanțe care ce sprijină ele? Activitatea telomerilor. Și ce sunt ei? Așa este. Este un lanț, un șir. Și când acest lanț se termină... Se duce viața. Nu, atunci ne ducem și noi. Când ei se termină, revedem. Ei sunt cei care pur și simplu ne ajută să lucreze foarte ușor aceste uzine de energie numite mitocondrii, da, care le-au în celula noastră. Gândiți-vă că noi când ne naștem, venim cu o cantitate între 5.000 și 10.000 de asemenea mitocondrii în fiecare celulă. Și pe cum avansăm în vârstă, tot scade. Da? Din ce cauză? Că scad și aceștia. Și mai scade și nivelul de coenzima Q10 din organism. Da? Și asta e o problemă. Ce nu se mai produce? Se produce. Se produce, dar se produce o cantitate mică. Exact. Da. De aceea este bine ca după 30 de ani să măcar să administrăm 100 de miligrame, că nu e mare lucru. Da? Deci închipuiți-vă, lucrează fantastic de bine împotriva stresului. Aici în București sunt oameni stresați. Nu. Aici nu sunt. Deci închipuiți-vă. Înseamnă că toți bucureștenii ar trebui să mănânce icană. Câți dintre dumneavoastră le-ați dat icană? Ați văzut? 2 la mână. Închipuiți-vă în această perioadă când ar trebui să avem o capacitate pulmonară mai ridicată toamna. El este cel care ne sprijină cel mai rapid. Icanul. O altă parte importantă. Este un filtru natural pentru toate substanțele radioactive din organismul nostru. Pur și simplu le absorbe. Inclusiv radonul ăsta care pătrunde prin orice. Știți că e o poveste lungă pe el. Dar nu numai. Orice. Da? Deci orice. O altă parte importantă. Este un tonifiant de valoare. Să știți, pentru toți oamenii cu probleme majore. Inclusiv în tumori. Eu le dau câte 6-8 capsule pe zi la cei care au tumori. Numai din ican. Și o să vedeți că încep să prindă puteri oamenii ăștia. Rezistă cu mult mai ușor la copatoterapie sau la știu ce alte minuni fac. Și ce le mai dați când fac aceste? Se dă mai multe. Da? Deci unul este icanul dintre ele. Deci și este important. Dializă, și pentru dializă la fel. Dializă, da. Nu are contraindicat. Nu. 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 Numai când vorbim de dializă, se dă doze mici. Dacă da? Și se dă după ce a făcut dializa. Deci nu se ia înainte. Da. Pentru că atunci ce a făcut? Nimic. E curăț, se scoate afară. Da? Avem fructoligozaharidele. Deci, de exemplu, pentru cei care au probleme de constipație, uitați-vă, aveți aici un produs pur natural. Da? Acest mic sirop, obținut din fructoligozaharide, ne ajută foarte ușor în defecație. Da? Și sprijină totodată, inclusiv, sigur că da, flora intestinală. Pentru că și acolo avem un raport. Trebuie să avem 70% bacterii bune și 30% rele. Microbiom. Oricare balanță urcă sau coboară, e problemă. Deci trebuie menținută la acest nivel.
Da? Ori cu ăsta știe ce trebuie să facă. Avem acest biocalciu, vedeți? Și nu degeaba l-avem. După cum v-am spus și domnul de față, este cel mai perfect produs din lume. Așa și este. Este obținut printr-o metodă bioenzimolitică de fermentație a osului bovin. Iar acest os bovin, chinezii îl aduc din Noua Zeelandă. Știți de ce? Acolo e cea mai de calitate, e alba, da. Așa este. Iar aceste văpuțe sunt sănătoase. Iar au observat un lucru fantastic. Nivelul de absorție este foarte crescut. Da? Pătrunde foarte ușor. Noi, din păcate, această formă nu avem. Dar noi, dacă intrați în prăvălii, veți găsi lactat de calciu, carbonat de calciu, gluconat de calciu, citrat de calciu, oxid de calciu, nu știu, o grămadă de forme. Dar asta nu există. Toate celelalte forme, din păcate, inclusiv toți medicii vă spun foarte clar. Luați doar o perioadă de 10 zile într-o lună, din cauza efectului secundar, da? Din cauza osteopinților, oxalaților, mai da. Faceți o pietricică la rinic sau la fiere, nu? Deci, atenție mare. Acest calciu se poate administra non-stop, fără probleme. Nu prezintă nici un efect secundar. Da. Ați înțeles? Ora este foarte importantă. Această oră este ora 17. Dar este o oră cheie pentru calciu. Și când se schimbă la 7. Și atunci, tot ora 17. Respectând energia. Doamne, și dacă de aici zburăm, de exemplu, în Anglia, este diferență de 2 ore. Când m-am dat jos cu avionul acolo, în primele 10 minute sunt la ora din Anglia. Avem aici un giroscop, știți, care automat ne pune pe zona respectivă. Deci, gândiți-vă. Dacă nu luăm această oră, nivelului nu va ajunge prea mult în oasă. La ora 17 avem un maxim de energie pe rinichi. În acest moment se deschide un canal spre oase. Acest canal rămâne deschis doar 20 de minute în fiecare zi. Deci, dacă ați ratat acest canal, gândiți-vă cât mai ajunge în depozit. Iar șeful ăsta, în fiecare dimineață, ce face? Deschide ușa la depozit. Cu ce muncesc astăzi? M-am fix cu atât. Cât are? De aceea este bine să ajungă în depozit. Vorbim de un complex. Acest produs. Da? Să știți, conține o droaie de elemente. Elemente cheie și foarte importante pentru organismul nostru. De aceea și se spune că ajută inclusiv în dentină, în refacerea dintelui. Da? Fantastic, să știți. Mai ales la amatorii care sunt ronțăitori de, nu știu, de alune și de nuci și așa mai departe. Da? Care distruge dentina mai rapid. Sau semințe. Da? O altă parte esențială și importantă, ce e bine să știți, sunt atât de bine echilibrate aceste substanțe, încât sprijină activitatea circulatorie, activitatea mușchilor. Sprijină foarte mult limfa. Multă lume nu știe. Dar știți ce face? Ajutând mușchii, deci aceste vase limfatice sunt ajutate cu mult mai ușor. Ca să scoată afară toxine mai rapid din celulă. Adică vom îmbătrâni mai greu. Da? E fantastic produsul ăsta. Nu degeaba este singurul produs din lume care prezintă 9 medalii de aur. Și ca și certificate o să găsiți, nu știu câte, foarte multe, extrem de multe. Este produsul de bază al vieții. Gândiți-vă, sunt 5 elemente cheie în formarea vieții. Unul dintre ele este calciu. Deci fără el nu există viață. Este cel mai consumat produs de către corpul uman, metabolic vorbind. El și cu magneziu. Astea două le consumăm cel mai mult. Da? Un adult trebuie să administreze în jur de 1200-1500 de miligrame pe zi. Din ce ia atâta? Pe că spun eu din ce ia. Dacă mănâncă 800 de grame de semințe de susan zilnic, îl are. Da. Un kilogram. Nu sună bine. De vreo la tântă cu papagalul, nu? Deci, care e ideea? Trebuie să-l compensăm din ce mai avem. Din păcate, alimentele noastre sunt din ce în ce mai sărace. Pe de altă parte, le și pe lucrurile pierdem inclusiv
acel element cheie. Deci ne-a mai rămas o variantă în ziua de azi. Să-l suplinim. Atât ne-a mai rămas. Ce este fantastic, că avem pe masă cel mai bun calciu din lume. El este dus în 224 de țări actualmente și folosit de către două mari organizații mondiale. Da? Organizația Mondială a Sănătății, da? Și Organizația Națiunilor Unite. Da? Ea achiziționează cel mai mult calciu de la chinezi. Spuneți-vă. Spuneți-vă în combinație cu vitamina D2 și D3. Acesta, deci, acest produs conține ambele vitamine. Da? 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 Este ergocalcibro și poliocalcibro. Da? Deci ambele acestea vitamine le are. Ce oră se ia? V-am spus ora 17. Și ce cantitate recomandați pentru prevenție? Pentru eu recomand pentru prevenție un pliculeț. Pe zi. Da? Sau o doză din acesta. Bine, asta e pentru o lună, asta e pentru 10 zile o cutioță. Aici la pliculeț. Cum vă e mai ușor? Nu știu. Și cu apă? Doamnele de multe ori preferă ăsta la pliculeț, că intră în poșetă ușor. Da. Nu știu. Apă călduță, sigur. Nu fierbinte, călduță. Corect. Și unii nu-l suportă și nu le place nici lucru. Nu există. Deci e mai bun celălalt. Tot ce înseamnă ființă umană îl suportă, doamnă. Păi dacă vă spune la te cald? Dacă vrea să pună vanilie lângă el, să pună scorțișoară, nu știu, ce vrea el. Dar e important. Dar să-l mănânce. Da? Că face nadul și mofturi, e altceva. Din celălalt e pastilă? Nu, e tot cu drept. Da. Mai că ăsta este cu gust de cacao, ăsta este cu gust de vanilie. Da, știu. Nu știu. Care îl preferă? Și nu mai apă sau și lapte? Ambele au. Cu lapte? Să intervin puțin dacă nu vedeți. După ce are gust. Aș vrea să vă spun că formula nouă pentru calciu are, în plus față de ceea ce vedeți aici, are vitamina K2. Vitamina K2 este foarte importantă pentru că pentru densitatea osoasă, în primul rând, și în al doilea rând, pentru că nu lasă să se depună calciu pe vasele de sânge care se pot rigidiza și, bineînțeles, de aici apar atacurile vasculare de care știm, preinfarctul și așa mai departe. Deci, iar ca și gust, este absolut senzațional. Și la început să consume calciu. Formula nouă ne poate da feedback. Este foarte bun. Este foarte bun la gust. Pentru cine nu suportă varianta, vi-l recomand pe acesta 25 de zile. Și așa cum spunea Ovidiu mai devreme, nu există o contraindicație pentru nu el. Nu prezintă deloc. Da? Este, iar dacă vedeți și are în compoziție acesta, o să vedeți, este 100% natural. Sare de magneziu marină. Deci totul este natural. Are colagen din pește. Are... Dar le poate citi toate în catalog. Deci nu e o problemă. Toate sunt în catalog. Se găsesc și pe internet, deci nu e o problemă cu ingredientele. Le aveți acolo toate. Da, cataloge sunt. About the calcium, I think I told you before, Tien's, this is Tien's first product. first product. I made the first one. Este primul produs pe care l-a făcut Tien's. Yeah, more than 25 years before. Tien's make the first calcium. Este produsul pe care Tien's l-a făcut acum aproape 25 de ani. And Tien's used the calcium, said open the market in the whole China, whole Asia, and then the whole world. Este produsul cu care, practic, Tien's a deschis China, a deschis piața din întreaga lume, Until now, it's more than 25 years, this is still our best products. Este cel mai bun produs. Și așa cum vă spunea și Ovidiu mai devreme despre calciu, cât de important este, acesta este cel mai bun calciu de pe piață și există studii clinice făcute, avem o grămadă de care poate să spună și Ovidiu și... Păi uitați-vă, este singurul tip de calciu. Yeah, so why people like the products more than 25 years? Because the result. Ăsta este motivul pentru care de 25 de ani Tien's se dezvoltă, pentru că este cel mai bun produs. I think you everyone know about that, but I tell you something you don't know. Mai spune
Intends globally only Europe selling the new. Să spune să vorbiți puțin. Yes, council. It's new because the other region, the council, the main ingredient is bone powder. It's called bone powder. Pudră de oase. Știu. But the Europe one, the bone powder is from New Zealand. Pudra de oase, da. I just want to tell you, only in TS Europe we have those products. Other regions, they don't have. Ăsta numai în Europa avem, celelalte regiuni n-au fabricat. Yeah, including the new formula, this is very, very, very good. Because I know product, I know this one is. Și este, și este foarte bun, deci doar în Europa și doar în celelalte țări nu. Este același calciu, dar care adăugat. Exact. Deci are un plus. Da, da, deci, se numește plus. Da, ăsta este motivul pentru care este formula îmbunătățită. Sigur că ce este foarte important este raportul. La două molecule de calciu trebuie o moleculă de fosfor. Asta au făcut ei. Da? Și mai este un lucru fantastic. Lângă acest calciu, fără o moleculă de citrat de magneziu, nu merge foarte bine. Da? De aceea au băgat și acel magneziu. E foarte important. Iar referitor la vitamina K2, cheia pentru această vitamină, ca să știți, este exact cea care menține depozitul de magneziu în inimă. Se găsește în partea semnământicului stâng. Da? Avem în jur de 5 grame. Nu e mult. Dar e esențial. Era un filmuleț în care apare inima, oasele, nu știu dacă l-a difuzat aici, dar ne l-a dat, adică ce face calciu. Oh, că face mult, sigur că da. Nici face, inima, nimic nu asta funcționează fără calciu. Nimic nu funcționează fără calciu. V-am spus, dacă toate procesele metabolice, ea apar, e clar. De când deci peste tot. E copilul în burta mamei, arată, deci filmul dumneavoastră, da, de la Tiens, da, da. Arată cu la da, inclusiv când sunteți în perioada de sarcină. Da. E foarte important element. Inclusiv în problemele majore. Cum vreți să tratați o tumoare dacă nu îi dați calciu omului? Cum? Nu îl veți putea trata. Lipsește să ia din oasă, de aia ajunge în osteoporoză. Mergem mai departe. Sunt tabletuțe masticabile, deci le puteți ca și o bombonică, consuma ușor, sau le puteți înghiți cu apă. Da? Deci foarte simplu. Propolisul știm ce face, și știm la cât te ajută. Deci nu e ceva ieșit din comun. Cunoaștem și noi de moștrămoși. Dar este esențial și important, pentru că este singurul element care e plin de microelemente. Da? Deci este o substanță plină de microelemente. În cât am muncit să la calbinuță ca să îl avem? Vedeți? Și avem ceaiul antilipemic. Da. De ce se cheamă ceai metabolic? Pentru că este cel care reglează toate zonele. Are în compoziție o grămadă de lucruri. Da? Are extract de genostema, are poligonul multiflorum, are semințe de casia, extract de frunză de lotus, da? Ceai verde, acei polifenoli despre care vă vorbeam, și conține și câteva proteine și carbohidrați, ca elemente de legătură. Sigur, obținute prin fermentația acestor frunzulițe. Acest ceai, de fapt, ce face el? Reglează organismul. Îl poate consuma oricine. Da? Deci nu prezintă niciun fel de contraindicație. Deci oricine îl poate consuma. Numai vă spun, făcut la o cantitate mare de apă. Deci nu faceți cum se face la noi, știți, un piculeț la o cănuță. Asta era doza de ceai. Acesta îl faceți la cel puțin jumătate de litru sau un litru. Da. Litru și apa la 80 de grade. 80. Dacă e 80, pierde din element. 70. 60-70, da. Așa merge. Așa merge, da. Am și o întrebare. Ați spus mai devreme că recomandați ca ceaiul să se bea cald. Corect. Deci soțul meu bea acest ceai de 3-4 ani, da. Își ia la serviciu o sticlă și o bea toată ziua, un litru. Dacă are un termos de calitate, e asta vreau să vă întreb. Asta e. Deci și voi îl dați într-un termos cald care îl ține tot timpul, proaspăt, atunci îl ține proaspăt, că ăla e închid, e vacu. Da.
sau în sticluțe mai mici. Acolo, că dorbea proaspăt. Ok. Asta deci, n-am știut asta și e bine de știut. E atât de concentrat, da, încât două pliculețe utilizate este echivalent cu 1.9. Nu știu dacă știți. Cu 1.9. Deci încă adică atâta substanță mai putem scoate din el. Da. A, da, da, da. Îl puneți la uscat. Asta vreți, da. Se poate face din nou, din două utilizate, 1.9. Dar să știți că e atât de mult. Ca și a doua 1.9. Da, 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 am înțeles. Respectiv, și atunci, după ce ați terminat totul, este cel mai perfect îngrășământ pentru plante. Deci nu-l aruncați, că e păcat. Dar îl puneți la plantă. Da. Să utilizați la plantă. E foarte benefic. Interesant. Respectiv, avem usturoiul, care pot să-i spun că el este prințul elementului de metal. Usturoiul este fantastic în sine, îl cunoaștem și noi. În schimb, acest extract de usturoi tibetan este puțin mai puternic. Extractul este obținut din 10 căpățâni de usturoi într-o capsulă, ca să știți cât are o capsulă. Da? Are toate aceste elemente importante care vi le-am pus aici, ca să le știți și dumneavoastră. De substanța de bază, alicina, care se obține din usturoi, are trei părți. Are alina, germaniu nutritiv și ajoena. Da? Fiecare părticică lucrează pe anumită zonă. De exemplu, alina este substanța care poate să lucreze cu paraziții. Da? De exemplu, aici avem, de exemplu, în febră tifoidă, în holeră, în TBC, deci asta s-a utilizat foarte, foarte mult timp. Avem germaniu activ, care v-am spus, foarte esențial pentru sistemul nervos central. Da? Și avem ajoena, care pur și simplu ajută la fluidificarea sângelui. Da? Gândiți-vă, de multe ori de acolo avem cele mai mari probleme din cauza sângelui. Nu e fluidificat corespunzător. Nu are densitatea bună. Este prea gros. Exact. Păi gândiți-vă, sângele nostru ar trebui în mod normal să conțină 92% apă. Dar dacă noi bem numai o jumătate de litru pe zi, pe de unde? Da? Pe de altă parte, mai avem și câteva substanțe nutritive care trebuie să le mai și transporte. Cu ce? Și atunci vă mirați că obosiți repede. Nu? Vă mirați că nu mai aveți anduranță. Nu mai rezistăm. Cădem jos. De aici vin toate aceste probleme. Deci sângele trebuie să circule ușor. Foarte important. Avem cordicepsul. La acest produs chinezii îi spun iarba de aur. La usturoi e vreo oră? Nu, oricând. Și în cazul doar, dacă vreți să-l dați pentru paraziți, da, de exemplu, nu știu, are copilul un lambur, de exemplu, sau nu știu, v-am dat un exemplu acum. Atunci se ia 3 capsule pe zi, la interval de o oră și jumătate. Da. De exemplu, dacă luați la ora 10 una, da? Da. O capsulă, a doua o să o luați la 11.30 și următoarea o veți lua la ora 13. Ați înțeles? Cine are paraziți? Da, de pentru paraziți. Nu știu, pentru giardia, pentru... Da, da. Nu vreau să vin și că-s mulți. Deci ideea este, da, da, dacă la oră și jumătate îi loviți de fiecare dată, în ziua aia nu mai au activitate. Scoți din tură. Da. Și dacă asta o faci vreo 2-3 luni, scap complet de activitatea lui. Da? Sigur că da. Fiecare zi. Fiecare zi. Acum ați crezut că de asta mâine nu scap. Imposibil. Nu? Are importanță. Și ăștia din păcate se multiplică, deci mare atenție. Ce anume? Are importanță dacă e înainte de masă sau după masă? Nu. În cazul ăsta nu. Dacă vrem doar să luăm pentru întreținere, se ia o capsulă la 30 de kg corp și este bine de luat după mâncare. Da? Deci după mâncare, pentru că atunci deja există acolo cantitatea de substanțe, de lipide, de care avem nevoie ca să îl preia mai ușor. Și se poate asocia cu orice sau? Da. Sigur că da. Nu prezintă niciun fel de efect secundar. Exact așa cum și dumneavoastră, dacă mâncați 3 căței de usturoi, nu o să aveți nimic. Dacă mâncați 5, nu o să aveți nimic. Adică, e mai concentrat și de rezultat destul de bine. Avem acest cordyceps. L-am spus, se mai spune și iarba de aur. Și nu
nu degeaba. Este unul din produsele cele mai utilizate de către medicina chineză. Eu să știți, la ei am găsit acolo o grămadă de rețete. Trebuie să puterea Cordyceps ăsta. Și tot timpul întrebam, oare de ce? Oare de ce? Ne-am uitat în clasificare. Scrie acolo Yang Renal. De ce scrie așa? Adică ăsta era cel care încarcă bateria noastră. Nu? Bateria noastră e rinichiul. Dacă bateria e încărcată, ne duce bine, nu? Nicio problemă. Deci asta era baza. Doi la mână. Acest produs conține câteva substanțe care sunt cheie, în primul rând, pentru toată zona de imunitate. Unul dintre acestea se numește corticemina. Iar cealaltă substanță se numește mantinol. Ambele lucrează perfect pe această zonă. Este foarte prețios să știți acest corticeps. În primul rând, nu știu dacă știți ce este el. Este un larva și ciupel. Deci aparține de ambele regni, da? Da. Deci este și regn animal și regn vegetal. Acum haideți să vă spun așa mai pe scurt ca să o înțelegeți toată lumea. Vorbim de un fluturaș care lasă o larvă în pământ. Din această larvă se dezvoltă o plântuță care după un an de zile se transformă în ciupercă. Această ciupercuță lasă niște spori și din acest spor se naște fluturașul. Ați înțeles acum cum e? E un circuit, exact. Iar de aceea se recoltează odată la 2 ani de zile când ajunge la maturitate, când eliberează sporii. De aceea multă lume îl confundă cu ciuperca, alții îl confundă cu plântuța, alții cu nu știu ce îl confundă. Da? În acel stadiu se recoltează. Este foarte, foarte scump ca substanță. Să știți că astăzi acest produs este apărat de către armata Chinei. Inclusiv pe un codișul tibetan și inclusiv pe partea nepaleză. E singura zonă unde crește. Și acum, când am auzit, chiar anul ăsta, când am fost la ei în luna mai, da? Le-am spus acolo, cu Adi, am fost împreună. Un kilogram de cordyceps este echivalent cu 4 kg de aur de 18 carat. Mai scump. Dar să știți despre ce vorbim. Prețul 2 euro. Da. Și vorbim doar de cordyceps sinensis. Deci originalul, atenție. Vedeți că se falsifică. Se falsifică cu cordyceps militaris, da? Care e cu totul altceva, e doar o plătuță. Da? Se falsifică cu un tip de ginseng care seamănă cu el. Da? Deci atenție mare. Deci originalul găsit sub această emblemă, ca să știți. Atât. Și altul nu este. De aceea este distribuit peste tot. Noi în România, poate că știți că am avut perioade când nu aveam. Aici e domnica, că de multe ori o sunam. Nu mai ai tu cumva vreo două, trei cutii să-mi dai. Deci pur și simplu nu era. Deci nu reușeau să aducă atâta încât să dea la toată lumea. A fost perioada la noi în țară când din acest produs, da, dintr-o cutiuță de cordyceps, luată de la noi, de la compania Tiens, anumite firme făceau siropuri cu cordyceps. Și le vedeau, domne, foarte scump. 10 fiole la 300 de lei. Deci se durea minte în altceva. Da, și îl obținea din 2-3 capsule. Deci închipuiți-vă cât cordyceps era în ăla. Și îl dădea foarte, foarte scump. Și dumneavoastră nici nu știți ce aveți aici. Este cel mai puternic regenerator al sistemului imunitar. Așa să-l știți. El este. Echilibrează foarte bine două zone. Zona renală și zona spinei. De aceea, vedeți, rinichiul este bateria noastră, spina ce este, cablu, da? Care duce această energie. Poate așa e mai simplu să înțelegem. Dacă acestea două lucrează bine, alimentează tot organismul perfect. De aceea, ora 9 este ora spinei, ora 17 este ora rinichiului. Simplu. Deci, de exemplu, dacă iau o capsulă la 30 kg corp, înseamnă că trebuie să iau 3 capsule la ora 9 și 3 la ora 17. Că simt. Ca să le înțelegeți mai ușor. Și cine are spină? Ce anume? Cine nu are spină? Cine nu respiră? Cine nu are spină? Lipsă de spină. Cine nu are spină? Ăla va trăi puțin. Okay. Deci cu ăla nu trebuie să vă bateți capul că va trăi puțin, să știți. Asta e. Trebuie să știți treaba asta. Dar e bine să ia sau? E bine, da. E foarte bine că sunt. E bine. Deci cine nu are spină, din păcate, e problemă.
Pentru că scade tot. Și anduranța și tot. Și atunci te-a ajuns cu ce poți. Ca să sprijiniți cât mai mult să-l primiți energie. Dar trebuie să luați... Bine, complet, nu trebuie cu o bucățică tot este acolo. Sunt sclerectomiată pentru trombocită pe mine. Păi și atunci nu scoate tot. În mod normal. Îmi distrugea trombocită. Se poate scoate până la 2-3, dar nu complet. Am trebuit să fie un pic acolo. Bun. Pe de altă parte, trebuie să știți că este un produs care este utilizat foarte mult și în rândul sportivilor de performanță, ca să știți. De aceea dau randament atât de mult și rapid. Este foarte benefic pentru a ridica inclusiv libidoul. Da? Deci pentru oamenii ăștia aprobați. Care n-au umbrele. Care n-au umbrele. Ne face imunitatea și ce mai e lipsă. Așa. Avem aparatul de apă. Știe toată lumea. Este singurul aparat de apă portabil care hidrogenează apa. Da? Prin acest proces de ionizare, da? Care îl și vedeți, pe de altă parte, ce este foarte important și multă lume nu știe, zice, dar de ce tot se schimbă culorile astea? Ați primit întrebări de astea. Pentru că noi, în celula noastră, avem și un cod de culori. De aceea folosim și cromoterapie, nu? Da. Codul culorilor. Pentru asta. De multe ori când avem anumite probleme, vrând-nevrând ne îmbrăcăm așa. Da? Uitați-vă, cine vrea să fie mai liniștit, se îmbracă în galben. Cine vrea mai multă energie, se îmbracă în roșu. Vedeți? Nu e complicat. Deci exact acest cod al culorilor introduce în celula noastră. Trebuie să știți un lucru fantastic la acest aparat. Eu am citit un studiu care l-a făcut japonezul ăsta. E extraordinar studiul ăsta. Dacă aveți ocazie, citiți-l. Sunt vreo 200 și ceva de pagini. Nu e ceva extraordinar. De mult. Dar e fantastic la ce concluzie au ajuns. Acest aparat atât de bine îmbunătățește molecula de apă, da? O restructurează complet pe baza ionizării pe placă de platină, da? Și de aur. Iar în momentul ăsta, în mai puțin de 10 secunde, alimentează creierul. Extraordinar. Și de ce s-a făcut 330 de mililitri? Poate v-ați spus și întrebarea asta. Nu v-ați spus-o niciodată? Ba da. Poate ați văzut că și dozele sunt la 330, nu? Atât avem capabilitatea să asimilăm o singură dată. De aceea ăsta e dozajul. Dar deci 330 de mililitri putem să-l bem, care să și rămâne să muncească pe rămânește. Dacă bem mai mult, eliminăm rapid. De exemplu, vara când e căldură mare, nu? Beau un litru de apă și peste jumătate de oră iar îmi vine să beau. Că mă duc și o linie. Ați înțeles? De asta, asta este doza perfectă. Și gândiți-vă, vorbim de un aparat portabil, deci îl pot duce cu mine oriunde mă duc. Indiferent de locație. Apă găsim oriunde, nu? Nici măcar nu trebuie să fie cea mai calitativă, cum face el. Da? Stimulează metabolismul. Da? Ce face? Ajută la controlul aportului caloric. Da? Deci ne ajută cu mult mai rapid ca să descompunem, de exemplu, anumite elemente. Cum sunt carbohidrații. Da? Cum sunt grăsimile. Respectiv, accelerează procesul de detoxifiere. Deci ne ajută ca să curățăm mai rapid toxinele. Descompune alcoolul. Asta nu e o știre prea bună pentru mulți, poate. Dar... și asta o face, da? Și, pe de altă parte, protejează plămânul în primul rând. De ce? Pentru că el este organul care distribuie apa. Da. Nu uita. De asta. Eu v-am pus aici doar acum câteva. Studiul foarte amănunțit. E un aparat extraordinar, să știți. Foarte mulți din compania aștia habar n-au ce aparat au pe masă. Vă spun așa cum e. Habar nu au ce aparat sau pe masă. Cât e el de important. Și unde găsim studiul? La compania Thiers, câte vreți. Nu, nu, nu. Studiul acesta. 200 de pagini. Da? Intrați pe internet și îl găsiți. Mulțumim. Cum să nu? Este. Exact. Și încă ce este fantastic, o parte din el îl aveți și în limba română. Cealaltă parte în engleză. Da? E extraordinar. Avem aparatul de ozon. Momentan avem, dar vin, am înțeles. Deci vin.
aparatele de ozon. Știu că trec apoiinea caldă, din păcate. La fel, uitați-vă câte aparate similare se fabrică în lumea asta. Originalul tot de la chinezi este. Nu este o invenție nouă. Aparatele acestea le folosesc de prin anii 70. Deci, e ceva extraordinar. Le-au folosit prima dată pentru a steriliza spitalele. Gândiți-vă de cât lampile astea UV este de 72 de ori mai eficient. Ozon. Bine, astăzi se știu multe despre ozon. Vă ajută să îndepărtați din produsele dumneavoastră tot ce este substanță nocivă. Cu tot ce a fost tratat, de exemplu, animalul ăla. Cu tratamentele hormonale, da? Cu antibiotice, cu Dumnezeu știe ce-o primit. Da, este. Așa este. Aia este afară. Logic. La fel din plantele dumneavoastră, toate tratamentele care le-a primit, cu ierbicide, cu pesticide, cu agaricide, cu fungicide, cu, mă rog, cu grămadă de alte substanțe nocive. Toate le scoate afară. Veți mânca un produs perfect curat ecologic. Nu bio-eco. Da? Fantastic. Purifică aerul și apa, sterilizează încăperile. Deci, la o grămadă de lucruri e bine. Avem la acesta mare, avem și o variantă mică. Este ozonatorul de frigider, i s-a dat nume. Dar de altfel el se poate utiliza peste tot, nu doar la frigider. Deci în mod normal, uitați-l, e micuț. Acesta este? Da. E puiul. Ăsta e puiul, da. Uitați-vă, ținem apăsat acest buton și putem să reglăm intensitatea cu care lucrează. Da? Și atunci, în momentul ăsta, îl putem utiliza, sigur, cea mai contaminată sursă este frigiderul ăsta, e adevărat. Da? E sursă mai contaminată decât frigiderul, nu avem în casă. De aceea este bine, ca prima dată, să curățăm frigiderul. Respectiv, eu am foarte multe doamne care îl folosesc pentru dulapul cu haine. Am câteva doamne la Timișoara care luptă cu molile ca și cum am luptat, știți, ca Don Chivote contra vântului. Deci cam degeaba. Și de când folosește aparatul ăsta mic, pur și simplu se minunează, nu altceva. Cred că a fost cel mai vândut în Timișoara de către doamna aia, aparatul ăsta mic. A spus la toată lumea, cât e de benefic. Și zice, domne, eu n-am multe, zice, am 10 dulapuri, am luat 10 bucăți în fiecare dulap. E ieftin, deja e mare lucru. Are un program de 15 minute, da? Deci scoate afară o doză de ozon respirabil. Atenție mare la cel mare. Nu este bine să scoasă respirabil, poate să producă microleziuni pe pleura pulmonară. Da? Atunci cum? Atunci îl folosim prin apă, doamne. Deci punem sonda în apă. Da. Și atunci nu e problemă. Nu mai prin apă. Sigur. Dacă e prin apă, e perfect. Da, deci foarte ușor de utilizat. Respectiv, aveți îmbrățările TNS. Le cunoașteți? Da. Cât de bine le cunoașteți? Le folosiți, vă? La fiecare mână. La fiecare mână, e bine. E foarte important. Corpul acesta nostru lucrează pe bază magnetică. Toată această informație, noi de obicei o luăm de la mama Gea, da? Că pământul ăsta ne întreține. Folosim în jur de 400, între 400 și 800 de gauși, da? Ca sursă de magnet. Acești magneți de obicei ne ajută foarte rapid. Dar ceea ce au făcut domnii ăștia, chinezii, pentru că ei sunt cei mai vechi în magnetoterapie și cu egipteni, da? Ambele popoare au peste 5.000 de ani. În aceste tratamente care le făceau cu magneți. Mai ales la egipteni, de exemplu, inclusiv reginele purtau cercei și coliere cu magneți. Încă de pe vremea aceea. Dar la fel și la chinezi. Ce este fantastic. Acestea conțin două elemente benefice organismului uman. Unul este zirconiul, iar celălalt este titanul. Nu degeaba din aceste elemente, de exemplu, se fac și protezele și implanturile. Și o grămadă de lucruri, sigur că da. Care-i compatibil cu organismul? Da, sunt prietene cu organismul nostru, așa este. Dar numai că sunt prietene. În
priviți-vă zirconiul, da? Cei care aveți brățelele astea, o să vedeți că aveți acolo și cristale de zirconiu. Da. Ați observat? Deci ele sunt cele care vă ajută, de exemplu, dacă seara o puneți la ceafă, măcar 10 minute, chiar dacă vă uitați la televizor sau orice, o să vedeți cât de mult vă ajută pentru reglajul somnului. Extraordinar. Pentru că amplifică activitatea glandei hipofize. Dacă hipofiza lucrează mai ușor, și somnul va fi mai bun. Pentru că automat se produce acest hormon mai ușor. Da? Aceasta melatonină nu-i ceva ieșit din comun. Deci ca să știți la ce vă mai ajută în plus. O altă parte esențială. Pentru cei care stau mult în picioare, seara e bine să o puneți jos la picior, ca să ajute circulația venoasă. Deci nu doar pe mână soție. Da? Ei de ce au făcut-o sub formă de brățară? Pentru că aici avem cele mai importante puncte de tensiune arterială. De asta. Da? Pentru asta au făcut așa. Și pe de altă parte, aici, la încheietură, avem și punctele de hormoni. De asta au făcut-o sub formă de brățară. Adică nu erau așa un mare secret, dar am descoperit după aceea. Respectiv, tot fluxul care îl dă, vedeți, automat reglează și această densitate. De aceea, de exemplu, dacă punem această brățară pe noi dintr-o stare de amețeală, ne revenim rapid. Da? Mai puțin de 5 minute. Deci foarte rapid. Luați o brățară din asta și mergeți într-un spital, de vedeți pe unul de la care stă 3 săptămâni în pat. Și puneți-o numai aici, pe gât. Da? Pe piept. Și stați lângă el, să vedeți ce face în următoarele 10 minute omul ăsta. Să vedeți cum prinde puteri. Ha? Parcă ați fi magician, știți, așa lucrează. Eu am făcut asta cu brățări de multe ori, am arătat oamenilor ce efect are. Acum nu știu, nu are mai brățare, hai? Și nu te fugărezi, doctorii, că pe ce cauți, domnule? Eu v-am spus, dacă vreți să faceți o treabă, să o vedeți dumneavoastră. Nu vă fugărește nimeni, stați liniștit. E trec cam o dată pe zi pe acolo și cam respectiv, avem aparatul și ajun. Un alt aparat magic al acestei companii este un aparat care v-am spus că reglează tot ceea ce înseamnă bioelectricitate celulară. Da? În primul rând, când apar durerile? Când ceva nu merge bine. În momentul în care, de exemplu, se adună într-o anumită zonă o încărcătură mai puternică de elemente negative ca sursă, atunci apare durerea. De exemplu, dacă avem o concentrație mai mare, de exemplu, de metal greu pe anumită zonă, exact acolo mă dore articulația. Exact acolo e problema. Să vedeți ce interesant este, dacă puneți aparatul ăsta acolo 5 minute, dispersează și zici, Doamne, a trecut. Cum? S-a dispersat de acolo. Toată încărcătura respectivă. Da, deci nu e... Nu știu ce ieșe din comun, ca să înțelegem lucrul ăsta. Valabil pentru tot organismul. În primul rând, ce este foarte important. Prima dată când îl luăm în mână, nu avem niciun aici, așa? În fine. Dacă îl luăm, hai să spunem că el și are acei țepi, da? Prima dată când îl luăm în mână, ce facem? Facem contact direct cu el. Îl ținem așa 5-10 minute ca să ne cunoască. Acest aparat are în interior un microchip. Este pe un sistem PIC, se numește. Un sistem medical. Adică ne ia amprenta noastră. Ne va ajuta pe noi, ca să știți. Deci dacă vreți să ajutați și copilul, trebuie să facă din nou acest lucru. Și dacă vreți și dumneavoastră să-l folosiți iar din nou. Da? Ne ia amprenta. Din momentul ăla, primul lucru care trebuie să-l facem, trebuie să ne pieptănăm cu el. De-aia se mai numește și pieptăn la noi, da? Aparatul ăsta. De ce? Trebuie pornit de aici, din centru, de la frunte, și mers în spate și după aceea invers. Da? E foarte important. Primele unde, cele mai puternice și cel mai afectat, este zona asta a capului, da? Aici, dacă măsurați și aura, de exemplu, da? Fluxul ăsta, o să vedeți că aici este cea mai mare intensitate. Nu degeaba.
Ce face el? Când reglează această zonă, deja cu celelalte luptă mai ușor. Nu uitați niciodată, pe zona din fața organismului este zona de yin care o avem, deci îl folosim invers acelor de ceasomic. De exemplu, jurul yin, da? Deci invers acelor de ceasomic. Dacă îl folosim pe zona de spate, este zona de yang, acolo îl folosim în ordinea acelor de ceasomic. Deci dacă vrem să scoatem o inflamație de trăinic, da? Deci îl folosim în ordinea acelor de ceasomic. E bine să știți. Dacă, de exemplu, cum este la doamne, probleme pe zona mamară și destul de des, din păcate, la noi în țară, care e o tragedie ce se întâmplă aici. E bine să știți că cu aparatul ăsta se merge razant. Da? Deci ca și razele. De sus spre centru. Da? Din toate direcțiile. De spre centru. Iar când am făcut tot acest lucru, îl țineți doar pe centru. Da? Deci pe zona de sfârca mamelor, da? Se ține acolo 5 minute. O să vedeți cât de ușor decongestionează orice nodul, orice formațiune există acolo. Lucrează ușor. Foarte ușor, mai trebuie folosit. Dacă îl folosiți pentru coloana vertebrală, tot timpul îl folosiți doar pe sus în jos. Și niciodată nu de jos în sus. Energia curge pe coloană de sus în jos. Și nu invers. Mare atenție. Da? Deci doar de sus în jos. E important. Putem ajuta cu el fluxul circulator al tensiunii. Da? Ținut pe punctele de tensiune. Da? Deci avem mai multe puncte de tensiune. La fel. Avem două puncte foarte importante. Unul se numește Baihui, care se găsește în centrul capului. Da? Și unul este pe zona inghinală. Da? Exact cu el. Ăla este Inhui. Aceste două puncte coordonează tot ce înseamnă bioelectricitate și bioelectromagnetism în corpul nostru. Da? Deci bioelectromagnetism. Reglând aceste zone, ajungem la ecuația lui Maxwell. El a fost cel care a studiat-o în profunzime. Ce înseamnă această activitate a corpului nostru? Ea este cea care menține tot ce înseamnă vitalitate. Tot. Cum acționați pe cele două puncte? 5 minute pe fiecare. Nu, trebuie doar ținut. Doar ținut. Da. Acesta vedeți că lucrează și cu undă laser. Da. Acesta lucrează și cu micromasaj. Deci aveți în plus... Sigur că da. Gândiți-vă dacă vreți să scădem o inflamație. Deci e suficient numai să ținem acolo această undă. Deci scade automat. Super. Se foloseau o grămadă de tipuri de lămpi pe vremuri, făcute de niște companii, la niște prețuri care... Îți venea să sar din copac. Deci, îl aveți la îndemână și e micuț. E portabil, ați văzut. Îl puteți duce oriunde cu dumneavoastră. Da? Deci foarte, foarte util. O altă parte esențială este perna. Da? Această pernă, după cum vedeți, este proiectată ca să ne ajute pentru a avea un somn de calitate. Somnul nostru are trei părți, nu? Prima parte este când adormim, menținerea, da? Și trezirea. Deci trei părți. Și are patru trepte în care noi putem să ajungem în timpul somnului. De deci astea se mai produc la copii, ca la noi la adulți mai greu. Ne bucurăm dacă deja ajungem în delta. Da? Respectiv, ce au făcut chinezii? În primul rând, au fabricat niște stele bioenergetice. Aceste steluțe ne ajută ca să reglăm, odată prin niște magneți pe care îi deținem, care sunt de 400 de gauși, ne ajută cu undele infraroșii, sunt curează scurtă, dar sunt foarte benefice, și, bineînțeles, cu anioni, vitaminele aerului, le cunoaștem toată lumea. De-aia ne simțim bine când stăm lângă o cascadă, de exemplu, nu? Sau, știu, o apă curgătoare. Respectiv, au introdus perle de bumbac, da? Respectiv, două tipuri de cristale. Jad și ametist. Așezate într-o anumită direcție, mențin cald zona, adică zona cervicală, ca sângele să circule mai ușor. Pe zona superioară, așezate invers, mențin recele. Creierul se reface la rece. Ați auzit în reclamă, nu? Prieteni, știu de ce. Deci, ideea asta e. Deci trebuie ținut la rece.
respectiv are o țesătură jacquard, adică rezistentă, da? Și este foarte frumoasă suprafața ei din mătase. Nu știu dacă ați văzut-o, e excepțional de frumoasă. Eu de fiecare dată le spun la toată lumea, puneți măcar o fază din aia, că așa e de frumoasă, cum se pune direct capul pe ea, da? Dar e foarte benefică și foarte ușor lucrează. Eu am avut și un exemplu cu o doamnă de la Baia Mare, o femeie care de 3 luni de zile n-a dormit nimic. M-am chinuit cu ea și cu sleeping-ul și cu perna. Cu amândouă produsele. Și abia, după vreo 2 luni și ceva, a început să dea randament. Și gândiți-vă, săraca femeie tot m-a sunat și i-am zis că, în mod normal, după 10-12 zile trebuie deja să acționeze. Și mă sună ca nimic. E cu metabolism. Închipuiți-vă. Trece 2 zile, iar mă sună nimic. Zic, creștem doza la sleeping. Iar mă sună nimic. Nu se poate zic. Deja femeia mănâncă 12 sleeping-uri. Și tot nimic. Mă sună, iar nimic. Zic, creșteți-o mai mult. 14 bucăți. Tot din două în două a mers. Tot nimic. Mă zic, nu se poate în ceva. Zic, înseamnă că e ceva biorobot. Înseamnă că asta nu e om. Zic, ceva, nu, ceva se întâmplă aici. Și am ajuns la 18 bucăți de sleeping. Dumnezeu, la odată? Odată. Și să vedeți, deja când vedeam pe telefon, iar mă sună doamna Anca, zic, Dumnezeu, nici mai bine să ridici, știi? Nu poți face așa ceva. Și când aud un fiu de ăsta mare, Doamne, prima noapte când am dormit. Oh, gata, gata. Da? A fost extraordinar. Niciodată nu se știe la nimeni cum de randament. Da? Deci faceți cum trebuie. Știți ce se întâmplă? Această cifră de 90 de zile este magică pentru noi. Este perioada noastră de adaptare. Odată la 90 de zile, știți cum se spune, șeful schimbă macazul, știți, creierul. Dacă 90 de zile îi dăm consecutiv tot ce are nevoie, deci după 90 de zile, în mod normal, schimbă macazul și ne duce bine. Ne duce bine până când nu mai avem grijă de noi, nu știu. Pe unii 5 ani, pe alții 3 luni, nu știu. Deci depinde de fiecare. Dar să știți că ne duce bine. Dar 90 de zile trebuie făcut ca la carte. Închipiți-vă dacă 78 de zile ați făcut cum trebuie, a 79-a n-ați făcut că nu știu ce a intervenit, a 80-a zi prima pentru creier. Adică să știți că nu-l puteți prosti. Degeaba vreți. Deci nu merge. Deci ori faci corect, ori poți să începi la zero. Și bineînțeles, avem produsele pentru piele, da? Avem gel de duș, șampon și cremă de mâini. Toate sunt pe bază de extract de arbore de ceai. De ce l-au făcut din extract de arbore de ceai? Pentru că este cel mai benefic care ajută în refacerea nivelului imunității la nivel de piele. De aceea. Da? Arborele acesta de ceai conține o enzimă care ajută în diminuarea acestor ciuperci și bacterii. Și de asta. E folosit de cât de lumea, adică nu e ceva noutate. Dar e bine să știți că avem așa ceva. Da? Închipuiți-vă cât e de important acest șampon pentru scalp. Da? Folosiți-l să vedeți. Foarte ușor de utilizat, nu e mare lucru, da? Așadar, în momentul în care corpul nostru nu primește 90 de elemente cheie, nu uitați, 90 de elemente cheie, asta înseamnă 59 de minerale, 16 de vitamine, 3 acizi grași nesaturați, da? Și 12 aminoacizi de bază. Oricare dintre acestea lipsesc, vom suferi din ce în ce mai mult și ne diminuăm viața. Vom îmbătrâni mai repede. Da? De aceea este important ca să știți că aceste substanțe luate împreună ne sprijină să avem o activitate normală a organismului. Ceea ce mai putem numi astăzi normalitate. Adică, nu știu la ce nivel mai suntem. Deci ceea ce este esențial și important despre elementul de metal în linii mari v-am explicat. E bine să faceți această pregătire.
Ce este foarte important este această detoxifiere. Adică acel chitosan și ceai. Faceți detoxifierea, că e foarte ușor. Da? Minim cât timp? În mod normal, o detoxifiere, dacă faceți o lună de soare, deja e bine. Deci nu trebuie exagerați. Deci dacă faceți o lună, e bine. Da? O lună, dacă faceți, o să fie bine. O să observați că în prima lună, de exemplu, organismul nostru elimină în jur de 5-6 kg. Sunt toxine. Simplu. Bine. Sunt oameni care elimină și mai mult. Sunt 12 kg încolo. Păi sunt multe. Deci cam... Știți cum este? De statistica mondială ne spune că până atingem vârsta de 40 de ani, adunăm în organismul nostru în jur de 18-20 de kg de toxine. Asta până în 40, că de acolo începe greu, știți, adică și mai mult. Asta e. Deci se amplifică. Ce să facem? Este exact, vedeți cum este? Exact ca și raportul înălțime-greutate după aceea. Și vârstă. Vedeți că toate astea contează. Că de multe ori și la mine vin Doamne din astea care vrea să slăbească nu știu câte kilograme vrea să slăbească. Și îi spun, Doamne, dar nu aveți decât 5 kg în plus. De ce vreți dumneavoastră să dați jos 15? Dacă dați 5, aveți doar în plus. Iar acestea 5, dacă le dați în 2 luni, în mod normal, firesc, e perfect. Că nu să vi le mai aducă corpul înapoi în veci. Dacă faceți cum trebuie. E bine să reținem, să avem de fiecare dată acel kilogram de aur, îi se spune. Chinezii l-au numit așa, kilogram de aur. De fapt, sunt 2-3 kg, nu 1. De el depinde de multe ori viața noastră. Gândiți-vă oamenii care nu-l au și nu știu, vine smurdul și duce, ăsta e aia care nu-i mai aduce înapoi. Atât de important. Și ce este la acest kilogram de aur? Grăsime. Deci e bine să o avem acolo. Bine, să nu fie cantități mari. Dar atâta este bine să avem. E simplu, Doamne. Dacă scoatem creierul ăsta și îl punem pe masă, ce o să vedem? 70% apă, 30% grăsime. Care să lipsească? Ați văzut? Corect. Ce înseamnă colesterol? Este substanța din care corpul dumneavoastră produce hormonii de bază. Hormonii antistres. Tot ce înseamnă conducție pe membrana celulară. Tot ce înseamnă refacere hepatică. Tot ce înseamnă refacerea colagenului și a elastinei. Două substanțe cheie. Pentru mușchi, articulații și vase sanguine. Da? Păi cum să nu avem colesterol? Dar cum se dă tratament pentru colesterol de la 200? Doamne, acum 32 de ani, colesterolul, dacă o persoană avea 290, îi spuneam, domne, reglăm cu un pic de dietă. Da. Ați înțeles? Astăzi, la 185, sunteți pe medicament. Nu știu cum să vă spun altfel. E o industrie enormă astăzi. Dar strămoșul ăsta nostru, care a trăit aici, și până la 110 ani n-a văzut doctor în viața lui, și în fiecare zi mânca slană. Da? Cu părică, cu ce am mâncat. Nu contează cu ce. Știți cu ce am mâncat, domnule? Am mâncat cu ceapă și cu usturoi. Exact. Era deștept. Ca să știți. Părică e în secret. Era deștept. Ca să știți treaba asta. Ceapa subțiază sângele. Nu numai că subțiază sângele. Deci ceapa ajută metabolic în multe. De aceea reușea să scoată din această grăsime tot ce e mai bun, domnule. Și n-avea depuneri nici la 90 de ani pe vasele de sânge. Așa este. Iar astăzi avem depuneri la 40 de ani. Pentru că mâncăm de la fast-food-uri și de la nu știu de pe unde. Asta e toată problema. Gândiți-vă, uleiul care îl folosim noi în alimentație, uleiul rafinat, domnule, la 66 de grade, nimeni nu vă spune că devine acrilamidă. În timp afectează creierul. Nu știți de ce faceți Alzheimer, de ce faceți Parkinson. Înțelegeți ce se întâmplă? Dumneavoastră sunteți responsabili pentru dumneavoastră. Corectați-vă dieta, e simplu. Nu e complicat. Da? Decât să mănânc hamburgerul lor, mai bine prefer să mănânc o mămăliguță sau nu știu. Orice. E mai sănătos. Da? Avem un exces fantastic de mare la zaharul în ziua de astăzi. Doamne Dumnezeule, cât e de mare excesul. Închipuiți-vă, singurul organ care folosește creier din corpul uman se numește creier. Și are nevoie de foarte puțin. Dacă mâncați un măr verde, da? Dintr-un măr verde, de exemplu, dacă luați ca și calcul un păhărel de țuică, cam atâta puteți să umpleți cu zahăr. Atât are nevoie creierul pentru 24 de ore.
Deci dacă a mâncat un măr verde, îl alimentează 24 de ore. Tot ce este în plus, e surplus, ați înțeles? Și atunci dereglăm. Știți ce dereglăm cel mai tare? Rinichiul. Și de multe ori de acolo vine transmisia spre pancreas. De acolo vine diabetul. Da? Asta e forma mecanică. Dar pentru pancreas nu a spus nimic. Sunt o grămadă de lucruri pentru pancreas. Eu vă spun așa. Sistemul endocrin nu lucrează independent. Lucrează ca întreg. Deci nu puteți să luați ceva numai pentru pancreas, că astea sunt povești, ca să știți. Trebuie să luați și pentru hipofiză, și pentru epifiză, și pentru parotidă, și pentru tiroidă, și pentru pancreas, și pentru suprarenală, și ovare sau gonade. Nu se poate că iau numai pentru una. De aceea aveți aici un produs care este, să știți, o minune. Se numește Canli. Da? Deci Canli, așa se numește. A, îl avem aici, uitați. Asta este. Da? Iar acest Canli, eu vă spun, doamnelor, când intrați în perioada de menopauză, luați-l constant, câte două capsule seara la ora 7. O să vedeți ce înseamnă. E fantastic. Și se ajunge în post-menopauză foarte rapid. Și nu mai trebuie să vă chinuiți cu bufeuri și alte minuni 5 ani. E o prostie. Da? La o femeie e mai greu, că la bărbați e mai ușor, nu? Că bărbații urmă un hormon principal. Ăla se numește testosteron. L-ai reglat și gata, merge. La femeie e mai greu, că au trei. Da? Au prolactina, au gonadotropina și au estrogenul. Păi ăștia trei trebuie să fie în echilibru tot timpul. De aceea pentru ei, pentru bărbați, e greu de multe ori să înțelegem femeile. Da. Că din cauza asta au anumite toane. Da. Și mai ales când vine perioada aia, știți? Bărbații de multe ori fug de acasă. Dacă rezistă până da? Asta e. Preferă să fugă de acasă, nu știu ce să facă, decât să stea lângă nevastă să se audă cum îi toacă creierașul așa micuț. Da? Deci ideea este că trebuie să ne ajustăm întreg lanțul. Da? Acel produs se numește Canvit. Iar lângă el trebuie luat obligatoriu calciu și zinc. Și pentru bărbați. Deci fără calciu, fără zinc, n-am făcut nimic. Deci trebuie toate trei. Și se face o cură sau... Puteți să luați, doamnă, și până la capăt, dacă vreți. Depinde cât vreți să fiți de puternic, nu știu. Sau cât vreți să mai stoarceți omul. În funcție de asta, nu știu. Bine, recomandăm. Păi asta e. Aici simplu, nu-i complicat să vedeți. Am și o întrebare. Produsul acesta, băiatul meu, ia de 5 ani. Care este? Somniferul. Calciu. Lecitină. Da. Îl ajută foarte mult în examen. Sigur, este da. Extraordinar. Da, este. Ce vreau să vă întreb? Deci l-a luat fără întrerupere. Trebuie întrerupt din când în când? E vreo problemă dacă nu e problemă. Patru pe zi a el? Nu, nu e problemă. Vreau să vă spun că reține foarte ușor. Dacă vreți să-l ajutați înainte de examene, de examen. Așa este. Da. Așa. Da. Înainte de examene, pe lângă calciul ăsta cu lecitină, să-i dați Veican. Veican. A, da, știu și Veican. Da. Da. Deci când, atunci îi dați măcar o săptămână înainte de examene. Să vedeți ce influență are. Deci reține atât de rapid copilul și își aduce aminte foarte rapid. Deci el va termina cu examenul în câteva minute și iese afară. Are 10. Și asta vă spun. Imediat. Asta a fost un secret. Doamnă, eu am un nepoțel de 5 anișori. Deci la grădiniță primesc teste. Eu am rămas stâmpit, doamne. Deci să-i dai la copii ăștia nici la grădiniță teste, păi te doare mintea. Păi ăsta trebuie să se joace, doamne, nu să facă teste. Deci în ziua de astăzi eu nebunită tot pe copii ăștia. Nu să mai joacă săracii. Cred că sunt teste tot de joacă, deci e un timpul joc. E mai altă de joacă. Să gândiți-vă când vine acasă și îmi aduce manualul ăla, că ei ar trebui să tragă liniuța de la urs ce mănâncă ursul. Sau nu știu ce. Deci la grădiniță, da? Era nu știu cât era, grupa mică sau mijlocie. Ia iurea. Doamnă, îi le pun așa pe masă, da? Toate. Și îi spun, albinuță ia ce vrei tu. E grupa albinuțelor și de aia îi spune albinuță. Ia ce vrei tu. Copilul ăsta mănâncă din fiecare cât vrea el. Poate că mănâncă odată 10 capsule de zinc, doamnă. Nu contează. Nu există supradozaj, ați înțeles? Deci nu există. Deci poate să ia oricât. Am auzit atâtea prostii. Interdicție să dai corticeps la copiii sub 5 ani. O altă mare tâmpenie. Chinezii le dă, domne, la 6 luni. Au probleme, bagă corticeps în ei. Bagă jujubenii, bagă o grămadă de lucruri. Noi nu. Pentru că e
e natural. Nu, doamnă, noi dăm paracetamol, nu, care îi face rău. Noi băgăm antibiotic, când distrugem copilul, da, doamnă. Da, deci da, deci eu dăm penicil. Da. Deci nu-i voie așa ceva. Deci trebuie să-i dăm ce are nevoie. Și lăsați-l că copilul simte. Toți copiii simt terapie. El știe ce are nevoie, doamnă. O să vedeți, din lucrul ăla ia mai mult. Eu am observat. Din ăla ia mai mult. Deci odată mi-am spus, era card de ăla mic cu ursuleții ăla. Păi mi-a mâncat într-o zi o cutie întreagă. Tot ronțarea, păi cam o moarte. Păi cât de repede când îl ia, cât de repede să produce un fenomen pe care un asemenea copil să-l conștientizeze și să știe că a doua zi îi place tocmai de la. Cât de repede nu se produce fenomenul. Asta foarte rapid. Și cât de deștept e copilul ăla ca să... Prima dată copilul trebuie obișnuit cu gusturile de mic. Păi, știți? Vedeți? Asta e gust. Da, trebuie obișnuit cu gusturile. Pe lângă că, de exemplu, mai ia aliment din pieptul mamei. Deci pe lângă aia mai trebuie dat câte un ceiuț din ăsta, câte un suculeț din ăla. Deci trebuie obișnuit cu gusturile. Copilul de unde o să le perceapă altfel? Nu vedeți ca ființă? Noi suntem cei mai, nu știu, nenorociți ultimii. Tot ce crește pe planeta asta, imediat prinde viață și mișcă. Singura realitate este omul, domne. Care e dependent? Ați văzut? Singura realitate. Nu știu, de multe ori am pus și noi întrebarea asta, oare de aici suntem? Dar e ciudat. Ce este interesant? Ne putem ajuta. Iar după ce percepe, să știți, după ce simte gusturile, nu trebuie să faceți nimic. Dați-le numai acolo și el știe singur. Ia el cu mânuța lui, să vedeți. Singur ea. La mine, de exemplu, cu calciul ăla de copii s-o mânjit pe față, că nu am știut ce face. E prima dată s-o mânjit, că nu l-a mâncat. A, după aceea au început să mânce. Asta e. Dar trebuie lăsați. Nu contează. Că ei se alimentează singuri, primesc, fără probleme. Please. Yeah. Yeah, I can also share some information about the cardi. Yes. Yeah, so I want to know, is anyone use the product, the fantastic? E cineva din sală care folosește Cardi Forte? Da, 4 pe zi folosesc. 4 pe zi. 4 per day. 4 per day. It's good. It's good. I just want to share with you is, you know, this product, when we launch the product, I know it's very, it's very good. I know it's very good product. E un produs foarte bun. But only selling in Europe. Dar care se vinde numai în Europa. I bought some bring to China when I have a holiday in China. We bring China to my parents. Deci a cumpărat din Europa pentru ca să ducă în China la părinților. De sărbători, da? De sărbători, când va pleca în vacanță. Yeah, in the beginning, they said, no, I don't want to take any medicine, any... Pentru început au spus, nu, noi avem medicamente. Yeah. But I tell my parents, I already paid. Dar le-a spus părinților că deja le-a plătit și că o să le ducă... And then they start și au început să le administreze. Yeah. And after few months, and they, my mom called me, oh, it's almost finished. Can you send more? Și acum câteva luni... După câteva luni a spus că a terminat, da. Da, mama... Nici la noi n-a fost amfel. N-a fost, no. And... yesterday, because my wife will have a business trip to China, back to China, my wife bought another 20 bring to China from my parents. Soția a cumpărat 20 de Cardi Forte și l-a dus în China pentru că a mers acolo în vacanță. It's very good for the... Sunt foarte bune. Slăbești. Eu am luat 3 luni și am slăbit 6 kg. Și cu ăsta. Și pentru colesterol e mai bun decât omeni. E foarte bun și cu tesă. Redus weight. Yes, and colesterol. And you know, this new one, we are changing the formula. That one is good for the memory. Și e foarte bun pentru memorie. Thank you. Cardi Forte se numește. Deci conține extract de cril și extract de ginkgo biloba, da? În cril se găsește acea saxantină care e fantastică, da? Care e de 21 de ori mai puternică decât uleiul de omega-3, ca să știți. Deci este mai bun. Iar ginkgo biloba ce face?
deschide vasul de sânge, adică circulația va fi mai ușoară. Pe Ginkgo și oamenii se folosește de multe ori. La început să nu luați cum iau eu patru. Nu, sigur că nu. Se ia încet, câte una, două capsule. Eu vă mulțumesc și cedez doctorul. Dar nu ne spuneți ceva cazuri mai grave? Nu aveți timp să ne spuneți niște cazuri mai grave care ne-ați rezolvat? Păi putem vorbi la sfârșit. Mai sunt multe încă. Foarte frumos, mulțumesc. Știu că vă doreați lucrul acesta, pentru care ne aflăm aici. Foarte pe scurt, pentru că vreau să știu cine din sală deja cunoaște promoțiile lunii octombrie. Cine le știe? Deci foarte puține mânuțe sus. Ceea ce înseamnă că nu primiți newsletter, nu sunteți parteneri? Yes?